Obștea mănăstirii Văleni din județul Argeș s-a bucurat astăzi de binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal și a vorbit despre pocăință ca mijloc de îndreptare. În acest gând de îndreptare se folosește cuvântul pocăință. Se înțelege diferit cuvântul pocăință. În liturghie, Sfântul Ioan Gură de Aur este o rugăciune acolo care spune că Dumnezeu ne-a dat spre îndreptare, ne-a dat pocăința. Deci, ne-a dat ce? Ne-a dat posibilitatea ca nouă să ne pare rău de păcatele pe care le-am săvârșit. Asta. Să cerem fiecare dintre noi lui Dumnezeu și pe drum și acasă și în biserică, să cerem lui Dumnezeu să ne ierte greșelile pe care le-am săvârșit. Cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, cu voie, fără voie, cu știința, cu neștiința și cele uitate, bineînțeles. Facem acest examen de conștiință și cu hotărârea și eu și noi toți, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu hotărâre de a nu mai greși. În anul 1959, mănăstirea Vălene a fost închisă prin decretul 410. Viața monahală a fost reluată aici oficial în anul 1990, odată cu reactivarea eparhiei.